Vă salut! Iată foaia pe care vom discuta astăzi despre chakrele principale. Chakrele principale sunt, conform acestei pagini, cele 7 chakre prin care spiritul stă legat sau prins în acest trup. Dacă ne uităm bine la foaie, vedem că jos, între picioare, într-un loc așa micuț între anus și sex, avem chakra 1, apoi sub buric, la două degete, avem chakra 2, care are ieșire și în față și în spate, apoi chakra 3, care este în plexul solar, cu ieșire și în față și în spate, chakra 4, în dreptul inimii, cu ieșire în față și în spate, chakra 5, cu ieșire în față și în spate, chakra de comunicare, chakra 6, celui de-al treilea ochi, cu ieșire în față și în spate, iar chakra 7, cu ieșire doar sus, așa cum și chakra 1 are ieșire jos. Bun. Vom vorbi despre chakre și apoi vom vorbi și despre canalul central și cele două canale energetice pe care le vedeți deja pe foaie. Dar vă rog să vă notați acum, chakra 1 are culoarea roșie și rotația ei de bază se numește rotația levo-levo, către stânga, gir, rotație. Deci rotația către stânga se numește levo-gir. Acum există o rotație opusă rotației naturale, care se numește extrogir, iar una dintre chakre, dacă s-a blocat, poate ajunge să înceapă să funcționeze extrogir. Dar deocamdată vorbim despre rotația naturală a chakrei, adică levogir, mâna mea stângă, ca și cum prinde o minge mică în mână, cu degetul stâng către degetul mic stâng, va face o rotație, da, către stânga și atunci știm că asta este rotația naturală a chakrelor. Chakra 1 are culoarea roșie, se numește chakra bazală și se ocupă cu bazele omului. Care sunt bazele omului? Bazele omului sunt, în primul rând, părinții lui, care sunt dumnezeii lui fizici sau creatorii lui fizici. Apoi, alte baze sunt casa în care locuiește, certificatul de naștere, cartea de identitate, pașaportul, sunt jobul, sunt familia lui, cum am zis, părinții, partenerul sau partenera, copiii. Deci, bazele țin de tot ceea ce omul consideră că îi aparține sau că îi folosește, cum ar fi, de exemplu, mașina sau cheile mașinii cu care el se deplasează, sunt tot baze. Bun. Apoi, chakra 2. Chakra 2 este chakra de dorințe și dorințele sunt acelea pe care noi le atragem la noi ca și cum legăm o sfoară energetică de o barcă dintr-un lac și începem să tragem la noi barca respectivă până ajunge la mal și atunci putem să spunem că este barca noastră. Asta în cazul în care ne dorim ceva sau chiar pe cineva anume. Dar chakra 2 se mai ocupă și cu sexualitatea, adică dacă chakra 2 funcționează levogir, noi cu toții ne vom comporta sexual normal. Dacă chakra 2 este disturbată din copilărie, cu certitudine, sexualitatea poate fi inversată, adică bărbatul se consideră femeie, iar femeia se consideră bărbat. Iar chakra 2 are culoarea portocalie. Chakra 3 are culoarea galbenă, se numește chakra de voință, iar omul are voința de a își îndeplini planurile, de a ieși din casă, de a socializa cu oamenii, atâta vreme cât centrul, cât chakra 3 de voință funcționează levogir. Dacă omul se simte blocat și nu mai poate să iasă din casă sau nu mai are dorința să socializeze, cu certitudine chakra 3 este blocată sau dacă durează mult timp, cu certitudine omul are chakra 3 în disfuncție, adică funcționează pe rotație extrogir. Chakra 4 are culoarea verde, un verde al ierbii proaspăt și se ocupă cu sentimente și resentimente, iar dacă se ocupă cu sentimente, ea funcționează levogir, iar dacă se ocupă cu resentimente, cu certitudine funcționează extrogir și asta nu este bine sau chiar este blocată. Depinde de momentul în care această chakră s-a disturbat.
Apoi avem chakra de emisie, care este aici în gât prezentă, cu care eu emit în acest moment. Chakra de emisie, noi emitem date pe gură, dar putem și transmite din inimă sentimente sau resentimente prin voce, prin cântat. Apoi trecem și chakra 5 are culoarea albastru-azuriu. Trecem la chakra 6, care se numește chakra celui de-al treilea ochi, pentru că este între ochii fizici și formează un triunghi perfect, adică o piramidă. Iar chakra 6 are culoarea indigo, un fel de albastru neon foarte intens și se ocupă cu vederea în astral, am putea să spunem, sau în imediat apropierea sau mediul nostru personal. Adică dacă stăm cu ochii închiși sau deschiși, iar cineva intră în biocâmpurile noastre, noi îl putem simți fără un contact vizual neapărat. Bun, iar ultima chakra din fizic e chakra 7 și se numește chakra coroană. Iar chakra coroană este legătura noastră la divinitate, canalul prin care curge energia din chakra 7 în chakra 1 prin canalul principal, da, pe care îl aveți pe foaie. Iar cele două canale din jurul canalului principal se numesc Inga și Pingala. Iar spre finalul vieții, dacă omul și-a învățat lecțiile karmice sau toată asumarea pentru care el s-a întrupat pe pământ, cu certitudine se va fisura înaintea ieșirii din trup Inga, iar dacă se va fisura Pingala, cu certitudine omul va suferi pentru că lecțiile lui și asumarea cu care a venit pe pământ nu au fost îndeplinite sau nu au fost învățate. Aceasta este discuția despre centri per general, centri din trup. Mai există trei centri de care am să vă vorbesc într-un videoclip separat, deasupra capului, și ne vedem într-un video următor.